a începe ședința de astăzi. Cunoașteți proiectul ordine de zi. Dau citire acestor proiecte, da? La numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2017. La numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017. La numărul 3, proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Bălan Silviu și Bălan Claudia Ionela împotriva HR 179/2016 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu unor apartamente din strada General Rosetti. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unui contract de cesiune și transmiterea drepturilor de concesiune către moștenitori. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Onești pentru anul 2018. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru anul 2017, semestrul 2, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor ANL și a locuințelor sociale din municipiul Onești. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2017-31 martie 2018 familiilor și persoanelor singure domiciliate în municipiul Onești. Proiectul 8, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 23 din 2013 privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor taxi și taximetriștilor independenți și de stabilirea comisiei de aplicare a acestora. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești, actualizat prin HR 9/2017. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre pentru modificarea HR 105 din 31 iulie 2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești, așa cum a fost modificată prin HR 146 din 25 octombrie 2017. Proiectul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la Asociația de Dezvoltare Locală Galonești. Proiectul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul reabilitarea grădiniței numărul 14 din municipiul Onești. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind atestarea unor bunuri la domeniul privat al municipiului Onești. Proiectul numărul 14, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Onești. Proiectul 15, proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor care au alcătuit domeniul public al municipiului Onești. Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea anghierii de acte adiționale la protocoale de predare-primire a unor bunuri către unitățile de învățământ din municipiul Onești. Toate proiectele de până în acest moment au ca inițiator pe domnul primar Ignatiu Nicolae. Proiectul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Onești, aprobat prin HCL 133 din 13 decembrie 2012, inițiatori Ignatiu Nicolae primar și Panfilul Giuliu Ionuț, consilier local. La punctul 18 avem raportul de activitate al administratorului special al SECE Termon CTSA Onești pentru luna iulie 2017, august 2017 și septembrie 2017. Proiectul 19, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 89 din 26-11-2010 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Onești, la concursurile și competițiile sportive naționale, balcanice, europene, mondiale și olimpice. Inițiator
Mătru Nicolae Primar. Proiectul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere a SC Apa Municipală Salonești, inițiator Mătru Nicolae. Dacă sunt observații la ordine de zi, dacă nu, supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Obținere? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare și al ședințelor Consiliului Local Extraordinare din 25 octombrie 2017 și 10 noiembrie 2017. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Intrăm în ordinea de zi, la primul punct al ordinei de zi. Are cuvântul domnul primar Mihai Nicolae pentru proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2017. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să fac o sesizare înainte de a citi acest proiect. Mulțumesc în mod special colegilor care au înțeles și văd că este prezența cea mai consistentă din partea șefilor de servicii ca și prezență la o ședință de Consiliu Local. Mulțumesc că ați înțeles că prezența dumneavoastră chiar contează și putem lămuri într-un format de asemenea gen toate întrebările care ne vin din partea colegilor din Consiliul Local. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție, în ordine alfabetică, să fie ales președinte de ședință pentru luna decembrie 2017, pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, precum și a legislației în vigoare. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Bugetului local al municipiului Onești pentru anul 2017. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Având în vedere că există sume neangajate la unele capitole de cheltuieli de personal și deficit, la alte capitole de cheltuieli materiale, pentru buna funcționare a activității în ultimele luni ale anului 2017, se impune rectificarea bugetului prin suplimentarea sumelor la capitolele unde există deficit cu diminuarea sumelor la capitolele unde există excedent. Mai mult decât atât, având în vedere faptul că s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru obiectivul reabilitare pod pe DN11, km 129 plus 831 peste Răul Trotuș, este necesară actualizarea listei de investiții multianuală și se impune rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017. Vă mulțumesc! Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, din analiza efectuată de organele specializate din cadrul Serviciului de Contabilitate, s-a constatat că există sume neangajate la unele capitole de cheltuieli de personal, sume ce pot fi redistribuite pentru acoperirea cheltuielilor materiale pe capitole, influențele în buget fiind prezentate astfel. Se reduc cheltuielile de personal cu suma de 990.000 de lei. Cu adresa numărul 7283 din 13.11.2017, Direcția Generală de Asistență Socială solicită suplimentarea cheltuielilor de personal la capitolul Cabinete Medicale cu suma de 128.000 lei,
se reduc cheltuielile materiale cu suma de 671.000 lei, se suplimentează capitolul asistență socială cu suma de 120.000 lei, reprezentând indemnizație persoane cu handicap. Se suplimentează cheltuielile materiale la următoarele capitole: cultură, religie, recreere, cu suma de 250.000 lei, din care suma de 150.000 de lei este destinată cultelor, iar suma de 100.000 lei este destinată premierii pentru rezultatele sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Onești. În acest sens, modificându-se anexa numărul 11 la HCL 45 din 2017. Se suplimentează cheltuielile materiale la capitolul domeniul public cu suma de 1.300.000 lei, energie electrică, seceraj, adis, cadastru și cartografiere pentru obiectivele aparținând instituției. Având în vedere faptul că s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru obiectivul reabilitare pod pe DN11 peste râul Trotu și este necesară actualizarea listei de investiții multianuale cu suma de 7.741.000 lei, reprezentând fonduri PNDL și 252.000 lei, reprezentând cofinanțarea municipiului Onești. Bugetul rectificat al municipiului Onești este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Lista de investiții multianuale a municipiului Onești este prezentată în anexa numărul 2. Anexa numărul 11 la HCL 45 pe 2017, modificată, este prezentată în anexa numărul 3. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Mulțumesc, la raportul Comisiei de Specialitate. Avizul Comisiei favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă vreți, domnule președinte, în anexa 2 există o modificare, va explica doamna Ghiba, e o inversare sau, sau tehnogrelatat greșit. De la capitolul 68 trebuia să fie 76 la capitolul 70 și de la 70 un pet. Dacă se descrie la cuvânt. Dacă nu se descrie, supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Bălan Silviu și Bălan Claudia Ionela împotriva HCL 179 din 21 decembrie 2016 privind stabilirea destinației de locuințe de serviciu a unor apartamente din strada General Radu Rosetti, municipiul Onești. Răspunde, domnule primar. Mulțumesc. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 179 din 21-12-2016 s-a aprobat stabilirea destinației ca locuință de serviciu a unor apartamente din municipiul Onești, strada General Radu Rosetti. Având în vedere faptul că petenții invocă motive care au fost analizate de către Consiliul Local Onești, în urma căruia a fost adoptată HCL numărul 33/2017 și ulterior de către instanța de judecată, apreciez că hotărârea Consiliului Local Onești numărul 179 din 21-12-2016 este legală și urmează să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Revenim în altul compartimentului de specialitate. Pronunțându-se sentința civilă 897 pe 2017 de către Tribunalul Bacău, precum și faptul că aceeași petenție au formulat anterior plângere prealabilă soluționată prin hotărâre Consiliul Local 33 pe 2017, propune în respingerea petiției formulate în 24 octombrie 2017 ca inadmisibilă. Raportul Comisiei Juridice. Avizul favorabil. Avizul favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unui contract de concesiune și transmiterea drepturilor de concesiune către moștenitori. Vezi cuvântul, domnule primar. Mulțumesc. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețele de teren pentru desfășurarea de activități comerciale, respectiv pentru sporirea confortului unei locuințe, benefice atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece a intervenit contractul de vânzare-cumpărare, respectiv certificatul de moștenitor, se solicită cesionarea drepturilor de concesiune, drept pentru care propun prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc!
reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36 din legea 215/2001 privitor la atribuțiile Consiliului Local și având în vedere articolul 41 din legea 50/1991 conform căruia dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției edificată pe acesta, se supune aprobării cesionarea sau transmiterea dreptului de concesiune solicitată prin următoarele două adrese. Prin adresa numărul 54272/2017, concesionarul Danilă Florin solicită cesionarea drepturilor ce revin din contractul de concesiune numărul 29/2015 ca urmare a vânzării spațiului comercial a cărui echipă ocupă această suprafață de teren concesionată. A doua speță este prin adresa 45948/2017, doamna Teodorovici Rodica, succesoara de punctului concesionar Teodorovici Gheorghe, decedată în 20.07.2017, solicită transmiterea drepturilor ce le revin moștenitorilor în baza contractului de concesiune 95/2007, privind la concesionarul în suprafețe de teren în vederea extinderii unei locuințe. Având în vedere că obligațiile financiare aferente în contractele de concesiune anterior menționate sunt achitate, propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Reprezentantul Comisiei. Salisătoare. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votului, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Trecem la punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Onești pentru anul 2018. Domnul primar Oescu. Vă mulțumesc. Supun atenției dumneavoastră acest proiect de hotărâre în considerarea prevederilor legale potrivit cărora chiria se stabilește anual de către administratorii locuințelor realizate de ANL, cu respectarea prevederilor din legea numărul 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, și se utilizează ca model exemplul din anexa la normele metodologice. Având în vedere că la determinarea cuantumului lunar al chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, un element important îl constituie valoarea de înlocuire pe metru pătrat, este necesară recalcularea chiriilor ANL, plecând de la acest criteriu de bază. Cuantumul acestor chirii aplicabile diferențiat pentru tineri sub 35 de ani și tineri peste 35 de ani se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2018. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 8, alineatele 7, 8, 9 și 10 din legea 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe republicată și cu modificările ulterioare și ale articolului 15, aliniatul 23 și aliniatul 24 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 152 din 1998, chiria se stabilește anual de către administratorii locuințelor și se utilizează ca model exemplu din anexa 16 din normele menționate mai sus. Anexa numărul 16 din normele de aplicare a legii 152 din 1998 prevede modelul de calcul al cuantumului chiriei ANL, având la bază, ca element determinat, valoarea de înlocuire pe metru pătrat. Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul numărul 3776 din 2017, prin care stabilește următoarele. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat este de 1600,20 lei pe metru pătrat, inclusiv TVA, actualizată anual cu indicele de inflație transmis de Institutul Național de Statistică. Având în vedere cele menționate mai sus, este necesară recalcularea cuantumului chirii ANL pentru anul 2018, așa cum sunt prezentate în anexa numărul 1 și anexa numărul 2 la prezentul raport de specialitate. Anexa numărul 1 face referire la calculul chiriei pentru tinerii până în 35 de ani, iar anexa numărul 2 pentru calculul chiriei ANL pentru cei care au depășit vârsta de 35 de ani. Față de cele menționate, propun spre aprobare cuantumul chiriei pentru locuințele destinate închirierii construite în regim ANL din municipiul Onești pentru anul 2018, diferențiate pe vârste, venituri brute, rang, localitate, valoare de înlocuire a construcției. Mulțumesc! Comisia de specialitate. Aviz favorabil din partea comisiei. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Împotriva? Abține? O singură abținere?
trecem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2017, semestrul 2, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor AND și a locuințelor sociale din municipiul Onești. Aveți cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc. În acest moment sunt disponibile pentru închiriere 14 locuințe tip ANL și o locuință socială situată pe strada Dacii și se impune închirierea acestora solicitanților în ordinea de prioritate. Competența privind închirierea bunurilor proprietatea municipiului are Consiliul Local în exercitarea atribuțiilor sale privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Onești. Listele de prioritate propuse sunt stabilite de către Comisia Socială de Analiză în urma verificării solicitărilor de atribuire locuințe depuse la serviciul fond locativ, în conformitate cu condițiile prevăzute în regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești, anexa A, la HCL numărul 153 din 15.12.2014 și cu respectarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate stabilite prin anexa numărul 1 la HCL numărul 28 din 27.02.2014. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului, specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în evidența serviciului locativ, contracte și control asociației de proprietari, se află 14 unități locative situate în Onești, construite în regim ANL și o locuință socială din municipiul Onești, rămase disponibile ulterior prelării pe baza procesului verbal de către foștii chiriași. Ulterior actualizării dosarelor, Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea fiecărui dosar pentru atribuirea unei locuințe ANL și pentru atribuirea unei locuințe sociale depus la Registratura Primăriei Onești, constatând următoarele. Se vor soluționa două solicitări de extindere depuse la Registratura Primăriei Onești în anul 2016 de către două actuale chiriașe, în persoana doamnei Călin Lenuța din Alea Viitorului 3 cu 25 și doamna Torcu Cristina din Alea Viitorului 4 cu 15. Aceste două chiriașe își vor extinde spațiul de locuit de la garsonieră la apartament cu două camere. Garsonierele menționate mai sus vor fi adăugate la unitățile locative disponibile pentru o nouă atribuire. Solicitanții care au depus actualizări și eventuale completări la dosarele ANL sunt enumerați în lista solicitanților care au acces la locuința ANL și cei care au depus actualizări și eventuale completări la dosarele sociale sunt enumerați în lista solicitanților care au acces la locuință socială. În conformitate cu articolul 9 alineatul 2 din anexa la HCL numărul 153 din 2014 și regulamentul privind modalitatea de acordare a locuințelor din fondul locativ de stat aprobat prin HCL 153 din 2014, Comisia Socială de Analiză a întocmit, potrivit ordinii de prioritate, lista de prioritate pentru acordarea locuințelor de tip ANL, anexa numărul 1 la prezentul raport și lista de prioritate pentru acordarea unei locuințe sociale, anexa numărul 2 la prezentul raport. Având în vedere aceste aspecte relatate mai sus, propun Consiliului Local Onești spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea unor locuințe ANL situate în municipiul Onești, strada Alea Viitorului, și a unei locuințe sociale din strada Daciei, situată în municipiul Onești. Mulțumesc! Reprezentantul Comisiei? Aviz favorabil din partea Comisiei. Dacă sunt discuții, domnul primar? Discuții pe baza proiectului nu, eventual o singură completare și anume că cred că ar fi potrivit ca și în această comisie de analiză și atribuire a locuințelor, ca din această comisie să facă parte și un reprezentant al Consiliului Local. Dacă și dumneavoastră considerați că se cade și este binevenit această propunere, eu am toată deschiderea în sensul în care în trecut s-au insinuat tot felul de nu neapărat suspiciuni, dar au fost analize că nu s-ar da, nu s-ar atribui aceste locuințe pe niște criterii foarte transparente. Bineînțeles că acest demers sau această completare ar însemna și o validare prin vot secret, fiind vorba de persoană, și întârziem ședința sau putem să o facem la sfârșit, cum credeți, să amânăm votul implicit și proiectul până la sfârșit și la sfârșit să votăm o persoană pe care dumneavoastră o nominalizați. E același lucru. Să înțeleg că nu atunci rămâne proiectul comisia în formă asta. Ca timp. Doriți să faceți o propunere în comisia pentru locuințele de servici? Știți bine că ați propus și face parte domnul avocat Ene. Dar în această comisie nu avem niciun delegat al Consiliului Local. Dacă doriți, puteți să faceți nominalizări. Dacă permiteți, trebuie să fac precizarea că Comisia potrivit legii și potrivit regulamentului este numită prin dispoziția primarului
În măsura în care dumneavoastră hotărâți ca un reprezentant al Consiliului Local să facă parte din această comisie, poate la dat de apele desemnat de Consiliul Local. Da. Cum? Adică eu mi-asum să dau dispoziția de numire și cu un reprezentant. Cum apreciați dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, nefiind un act, o hotărâre a Consiliului Local, votul nu este neapărat să fie secret, pentru că este doar o nominalizare. Ok, haideți să facem propunere. Așa, prietenește, facem o propunere, corect. Tot primarul. Aș propune pe doamna consilier Bădic, spre exemplu, care și noțiuni și cunoștințe juridice, vorbesc foarte serios și... Supunem votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? O abținere, da? Cine sunt? Eu. Dacă nu vă propune chiar. Nu vă pot propune chiar peste tot. Dacă nu mai sunt alte discuții, trecem la vot. Da? La votul final al proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu. Domnul... consilier... Nu schimbat. Ok, vă schimbăm, deci este tot. Sau la pauză. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2017, 31 martie 2018, familiilor și persoanelor singure, domiciliate în municipiul Onești. Aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc. Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică a familiilor și a persoanelor singure pentru perioada sezonului rece se face respectând cumulativ următoarele condiții: să domicilieze municipiul Onești, să aibă venitul lunar net pe membru de familie raportat la indicele social de referință. Ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi acordat din bugetul local al municipiului Onești familiilor și persoanelor singure pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere însoțită de documente justificative în ceea ce privește componența familiei și a veniturilor acesteia. Prin prezentul proiect de hotărâre propun că ajutorul pentru energie electrică să se acorde consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în sezonul rece 2017-2018, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței va respecta obligatoriu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 70/2011, cu modificările și completările ulterioare, din hotărârea Guvernului 920/2011, cu modificările și completările ulterioare și din hotărârea Guvernului numărul 50/2011, cu modificările și completările ulterioare. Ajutoarele pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute de lege, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente consumate în perioada sezonului rece, și vor fi suportate din bugetul local. Luând în considerare cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, apreciem acest proiect ca fiind legal și oportun, drept pentru care vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisiile de specialitate. A disfavorabil. Și Comisia 1. Comisia 1 și 3. Dacă se discuții, dacă nu supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Împotrivă? Obține? Domnul Moraru, votul dumneavoastră? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 23 din 28 februarie 2013, privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriștilor independenți și de stabilirea comisiei de aplicare a acestora. Aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2013 s-a stabilit componența comisiei de aplicare a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriștilor independenți. Prin prezentul proiect de hotărâre propun actualizarea acesteia în sensul înlocuirii doamnei director al Direcției Administrative Publice, consilier juridic
Romedia Laura Teodora cu doamna Neguiță Marilena, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic Primăria Onești. Vă mulțumesc. Raportul compartimentului de specialitate. În conformitate cu prevederile legii nr. 37/2003 privind transportul, regim de taxe și regim de închiriere, cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local aprobă modalitatea de atribuire a autorizațiilor de transport persoane în regim de taxi prevăzută de legislație în vigoare. Având în vedere cele mai sus, este necesară modificarea articolului 2 din HCR Onești numărul 23/28/2013, astfel. La articolul 2, membrii Comisiei de aplicare a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriștilor independenți, având în vedere schimbarea încadrării profesionale în conducul consilier juridic Romedia Laura, este propusă doamna Neguiță Marilena, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic Primăria Onești. Ținând cont de prevederile legii și de cele menționate mai sus, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisiile de specialitate. Aviz favorabil. Comisia 1. Comisia 1 acordă aviz favorabil. 3, 4. 4 favorabil, am spus. Nu, 4 favorabil, 4 și 1. 4 și 1. Atât. Dacă sunt discuții? Dacă nu supun votului noastră, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești, actualizat prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 2017. Aveți cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Având în vedere solicitările primite din partea unor societăți pentru utilizarea unor spații de parcare, în intenția administrației locale de a sprijini în limitele legale investitorii care creează un număr semnificativ de locuri de muncă în municipiul Onești, este necesară modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, în consecință articolul numărul 29 din anexa HCL numărul 9 din 19.1.2017 se modifică și va avea următorul cuprins. Cu scopul atragerii și sprijinirii mediului de afaceri și încurajării realizării de noi investiții, se pot asigura în limita posibilităților un număr de locuri de parcare în procent de până la 50% din locurile existente persoanelor juridice care înființează un număr de minim 100 de locuri de muncă pe raza municipiului Onești. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate. Intenția administrației publice locale de a sprijini în limitele legale societățile care creează un număr de noi locuri de muncă în municipiul Onești, este necesară modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Onești în sensul includerii unei prevederi care să permită rezervarea unui număr de locuri de parcare pentru societățile care înființează un număr de peste 100 de locuri de muncă. În consecință, articolul 29 din anexa la HCR numărul 19/1/2017 se modifică și va avea următorul cuprins. Cu scopul atragerii și sprijinirii mediului de afaceri și încurajării realizării de noi investiții, se pot asigura în limita posibilităților un număr de locuri de parcare în procent de până la 50% din locurile existente, persoanelor juridice care înființează un număr minim 100 de locuri de muncă pe raza municipiului Onești. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați modificările regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești. Comisia? Aviz favorabil, Comisia 1. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 7, numărul 105 din 31 iulie 2017, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și Serviciul Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Onești, așa cum a fost modificată prin hotărârea Consiliului Local 146 din 25 octombrie 2017. Aveți cuvântul, domnule primar. Vă mulțumesc. Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Onești, propus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Onești cuprinde organigrama modificată, statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Onești. Urmarea necesității reorganizării instituționale sesizată de raportul de audit financiar numărul 855 din 26 a 6 a 2017 a Camerei de Conturi a Județului Bacău.
În cadrul aparatului de specialitate, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, modificările propuse sunt detaliate corespunzător de către compartimentul de specialitate, respectiv Direcția Administrației Publice, Serviciu Resurse Umane, Control Comercial. Vă mulțumesc! Da. Prezidentul compartimentului de specialitate. Necesitatea reorganizării structurii funcționale în cadrul autorității administrației publice locale la nivelul tuturor compartimentelor a rezultat ca urmare a analizei activității, a rezultatelor acesteia, analize efectuată în baza indicatorilor care privesc eficiența și eficacitatea, analizatori standardizați la nivelul instituțiilor bugetare, precum și din raportul de audit financiar al auditorilor externi din cadrul Camerei de Conturi a județului Bacău, care au stabilit că este necesară o evaluare a resurselor umane, partajarea acestora în raport de volumul de muncă, complexitatea muncii, activități și atribuții cuprinse în roful instituției pentru fiecare compartiment în parte. Așadar, în sarcina angajatorului a revenit această amplă acțiune, al cărei demers să le regăsiți în raportul de specialitate, în organigramele și statele de funcții pentru aparatul de specialitate, precum și pentru Serviciul Public de Evidența Persoanelor din municipiul Onești. Fac precizarea că avem avizul la NPP necesar la stabilirea funcțiilor publice, așa încât temeiul de drept, legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, legea 53/2003 privind codul muncii, legea 215/2001 privind administrația publică locală, analiza de necesitate și oportunitate, voința managerială ne îndreptățesc toate acestea să propunem Consiliului Local să aprobe în forma prezentată proiectul de hotărâre. Raportul comisiei. Cu 2 voturi pentru și 3 abțineri, raportul comisiei este negativ. Discuții. Dacă îmi permiteți, proiectul de hotărâre este în forma modificată, așa cum l-ați primit și dumneavoastră, în sensul că a fost introdus un nou articol și o nouă anexă în hotărâre cu referire la atribuțiile din ROF. Da. Domnul Papir. Da, este un proiect care creează orice emoție, pentru că cred că pentru prima dată după mulți ani se discută de o restructurare, o reorganizare a organizației. Pe de altă parte, este de notorietate faptul că eu am susținut un asemenea proiect. Din punctul meu de vedere, acest proiect vine târziu. Cred că trebuia făcut de acum un an. Dar e bine că s-a făcut și acum. Știam de la bun început și lucrul ăsta l-am afirmat și pe parcursul campaniei electorale, a fost unul din obiectivele pe care eu le-am prezentat, restructurarea, reorganizarea primăriei. Repet, este un proiect încărcat de emoții, pentru că discutăm de oameni care e posibil să plece acasă. Dar înțeleg în același timp că, deși se restructurează 3 posturi, mai sunt vacante alte 30. Deci eu cred că nu este atât de problematică această chestiune. Repet, noi în Consiliul Local discutăm despre posturi, nu despre oameni. Individualizarea, evident, este atributul executivului. Eu nu pot să mă dezic de un asemenea proiect, pentru că l-am susținut și chiar l-am promovat. Repet, cred că vin un pic cam târziu, pentru că organizarea trebuie să o faci din primul an. Mă rog, e bine că vine și acum. Mulțumesc. Domnul primar. Propunerea acestui proiect este o necesitate și reprezintă, de fapt, un pas intermediar asupra ceea ce va urma. Bineînțeles că o activitate se evaluează an de an și nu odată la 4 ani. Întotdeauna sunt foarte multe aspecte de îmbunătățit și multe criterii care stau la baza unei analize pe ansamblu activității. Aici nu vorbim despre activitatea primăriei în ansamblu, ci despre niște modificări care pot duce și sper că vor duce la îmbunătățirea actului administrativ. Și vă dau un singur exemplu ca să fie pe înțelesul tuturor. Practic se pune ordine în organigram. De ce manieră? La un anumit serviciu sau compartiment din cadrul primăriei erau angajați 10
să zic, funcționari. Da? Și dintre care doar 4-5 se regăseau în acel compartiment, restul lucrau cu funcție delegată în alte servicii. Deci, practic, erau angajați pe un post și lucrau pe alt post. E, lucrul ăsta nu trebuie să se mai întâmple. Avem excedent de angajați în anumite servicii și deficit de angajați în alte servicii. Eu vă spun că inima și motorul unei administrații publice locale în general constă printre altele și în serviciul de achiziții publice. Un serviciu care, în cadrul primăriei municipiului Ionești, este deficitar ca și număr de angajați. Au apărut și anumite legi care au reglementat, și anume faptul că toate achizițiile publice trebuie desfășurate prin serviciul de achiziții publice și automat biroul de aprovizionare din cadrul STGAM nu își mai are locul acolo. O suprareglementare. Da? Și în momentul de față facem câteva modificări, după cum le spun, de fapt le propun, astfel încât sper eu că punem o ordine sau începem să punem o ordine în acest aparat. Nu că până acum n-a fost ordine. Bineînțeles că viziunile pot fi diferite, părerile de asemenea, și fiecare manager, fie că se numește primar, fie că se numește altfel, are viziunea lui și are dreptul de a-și organiza munca astfel încât să aibă și rezultate. Bineînțeles că rezultatele sau eventuale eșecuri le va plăti cu vârf și îndesat. Dar până atunci trebuie să aibă dreptul ăsta să se organizeze de maniera în care crede și speră că poate obține rezultate bune. Acesta este scopul și, în fine, după ce vom discuta taxe și impozite în decembrie, după ce vom aproba și bugetul când va fi prin februarie, vom vedea cum stau lucrurile și în ce direcție trebuie și putem să ne îndreptăm din perspectiva angajaților primăriei municipiului Ionești și a tuturor, să zic, angajaților ce sunt în structuri descentralizate din cadrul primăriei, fie că vorbim de DGAS, fie că vorbim de TPP, trebuie să facem ordine peste tot și să avem o viziune de ansamblu, nu doar o viziune în ceea ce privește structura și funcționalitatea primăriei municipiului Ionești. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte două de cuvânt, atunci votul dumneavoastră, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la Asociația de Dezvoltare Locală Galonești. Aveți cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului este necesară respectarea unor condiționări privind procente de participare a diferitelor entități în cadrul Consiliului Director, ca urmare a atragerii unor noi membri în cadrul Galonești, angajarea unui număr de minim 2 persoane, stabilirea cotizației de participare și transferul posesiei unor bunuri achiziționate prin proiect pentru dotarea spațiului alocat la Biblioteca Municipală pe durata funcționării Galonești. Întrucât orice sursă de finanțare este binevenită pentru dezvoltarea orașului, consider că eforturile depuse de către Asociația de Dezvoltare Locală Galonești merită a fi susținute în limita prevederilor legale. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate. În cadrul proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a municipiului Ionești, constată sub responsabilitatea comunității, care se implementează în această perioadă cu fonduri nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, au fost prevăzute aceste activități impuse de către finanțator, prin care se cere și înființarea grupului de acțiune locală Galonești, care va asigura activitățile de animare a comunității și implementarea proiectelor care vor fi propuse prin strategie. Întrucât și municipiul Ionești este membru fondator, trebuie asigurată o cotizație care nu a fost stabilită printr-un act administrativ pentru buna funcționare a acestei asociații Galonești. În acest fel, cotizația va fi folosită pentru
suportarea din punct de vedere financiar a salariilor unui manager, a unui asistent administrativ, precum și a unei persoane care va asigura serviciile de contabilitate. Vor fi necesare și alte cheltuieli de funcționare, eventual, dacă va fi cazul referitoare la plata utilităților. În acest sens, întrucât ceilalți membri ai ONG Galonești sunt și alte organizații non-guvernamentale sau persoane fizice sau societăți comerciale care desfășoară o activitate în folosul comunității oneștene, care nu dispun de resurse financiare pentru susținerea funcționării Galului Ionești, propunem aprobarea unei cotizații de 2.000 de lei pe lună din partea municipiului Ionești, respectiv 6.000 de lei pe trimestru. Modul de cheltuire va fi justificat conform legii. De asemenea, prezentul proiect propune și transferul posesiei unor bunuri care au fost achiziționate în cadrul acestui proiect, tot cu fonduri nerambursabile, către Asociația Grupului de Acțiune Locală, pe durata de existență a acestei asociații, cu respectarea condițiilor impuse prin cererea de finanțare. Vă mulțumesc. Raportul comisiei. Comisia 1, aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Trecem la proiectul numărul 12, proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind atestarea unor bunuri la domeniul privat al municipiului Ionești. Aveți cuvântul, domnule? Vă mulțumesc. 12, scuzați-mă. Având în vedere solicitările primite din partea conducerii grădiniței numărul 14 din municipiul Ionești, privind necesitatea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea activității specifice învățământului preșcolar, executivul, prin personalul de specialitate din cadrul primăriei, a efectuat verificări la fața locului și s-a constatat că se impune luarea unor măsuri pentru realizarea lucrărilor de reparații și modernizări la această unitate de învățământ. Ținând cont de faptul că a fost identificat ca sursă de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală etapa a doua, obiectivul fiind eligibil, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Da, raportul de specialitate. Grădinița numărul 14 are o vechime de 45 de ani. În acest interval, clădirea a fost întreținută doar cu fonduri proprii, în limita sumelor disponibile. În această situație, starea actuală impune realizarea unor lucrări de reabilitare, astfel încât să fie asigurate condițiile optime desfășurării activității. Executivul a procedat la achiziția unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții de către proiectantul, care a fost realizată de către proiectantul SC Crossing Structural Design SRL București. Această documentație va fi depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea semnării contractului de finanțare. Indicatorii tehnico-economice a investiției în faza de ALI sunt următorii: costul estimativ al investiției, din care investiții este în valoare de 2.526.097.90 lei, partea de construcții montaj fiind în valoare de 2.249.518.90 lei. Durata de realizare este 24 de luni. Conform surselor de finanțare, valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este 3.493.463.64 lei, din care cheltuielile eligibile 2.900.000 lei, cheltuielile neeligibile 103.493.64 lei. TVA-ul este în valoare de 477.395.73 lei. În concluzie, contribuția proprie în proiect este în valoare de 103.493.64 lei și reprezintă 3.4% din valoarea totală. Asistența financiară nerambursabilă solicitată din PNRL 2 este în valoare de 2.900.000 de lei și reprezintă 96.4%. Cheltuielile conexe vor fi suportate din bugetul local. Mulțumesc. Comisia de specialitate. Aviz favorabil. Comisia. Discuții pe marginea proiectului. Supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind atestarea unor bunuri la domeniul privat al municipiului Ionești. Vă mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre propun atestarea unor bunuri la domeniul privat al municipiului Ionești, având în vedere necesitatea clarificării situației juridice a terenurilor de pe raza municipiului Ionești. Astfel, au fost identificate mai multe imobile, terenuri situate în intravilanul municipiului Ionești, care nu au fost înscrise în domeniul privat,
al municipiului Ionești și pentru care nu există cereri de revendicare conform legii fondului funciar. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate. Legea numărul 18, articolul 26, aliniatul 2. Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevăzut la aliniatul 1 din proprietate publică a unităților administrative teritoriale, respectiv în proprietate privată a acestora, este interzisă și se sancționează cu nulitate absolută. Articolul 36, aliniatul 1, în aceeași lege. Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în tabelanul localităților, care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la articolul 26. Regimul juridic al terenurilor la care face trimite articolul 36 alineatul 1 din legea 18 republicată, astfel cum a fost modificată prin legea numărul 158 din 2010, a fost clarificat de Curtea Constituțională în motivarea deciziei numărul 332 din 2016 referitor la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 26 alineatul 2, articolului 36 alineatul 1. Curtea Constituțională reținând că terenurile din domeniul public al statului au trecut în domeniul privat al municipiului, o pe lege, la data intrării în vigoare a legii 1891. În prezent, la nivel de OAT, este în desfășurare inventarierea patrimoniului atât public cât și privat, reevaluarea acestuia, în vederea înscrierii corect în bilanțurile contabile, concomitent cu actualizarea informațiilor cadastrale. Toate informațiile care sale sunt stabilite în urma unor măsurători în teren. Terenurile sunt asemnate ca fiind corpuri de proprietate distinct, individualizate și nu fac parte din domeniul public. Imobilele au fost identificate în teritoriu, s-au poziționat, s-au întocmit planul de amplasament și delimitare. Imobilele au fost verificate la biroul de carte funciară Onești, privind proprietarul tabular actual, la compartimentul cadastru și registru agricol privind solicitările de revendicare în baza legilor fondului funciar. Imobilele cuprinse în anexa 2 nu fac obiectul unor litigi în instanță și nici al unor dosare de resocedare a legilor fondului funciar. Cele mai sus arătate motivează atestarea de aferință la domeniul privat al municipiului al acestor imobile. Comisia? Aviz favorabil, comisia 1. Dacă se zice. Și 2 aviz favorabil. Dacă sunt discuții, doamna Bădic, mai ceva? Da, puteți. Către compartimentul de specialitate. Cum au fost identificate aceste terenuri? Bănuiesc că nu mergea cineva pe stradă așa și a găsit o suprafață de 200 de metri pătrați între niște blocuri, una de 400 de metri pătrați între alte blocuri. Totuși suntem în 2017. Cum au fost identificate aceste suprafețe? Dacă există solicitări pentru concesionarea acestor suprafețe, pentru că slavă Domnului au apărut destule construcții printre blocuri pe spațiile verzi, și dacă este în proces de desfășurare această reevaluare a patrimoniului public și privat, de ce nu așteptăm să se termine această evaluare și această evaluare, da, a domeniului privat și să facem la sfârșit ce este de făcut? De ce o facem acum pentru aceste patru suprafețe și cum le-ați descoperit? Mulțumesc. Și trebuie să ținem cont de faptul că aici nu există niciun alt de proprietate, este o înscriere provizorie la cartea funciară. Spun asta că s-au mai văzut situații când s-a înscris dracu belci în proprietatea primăriei Onești și de fapt el aparținea oamenilor. Mulțumesc. Greșit cu la cuce, cer scuze că vă, nu aparține oamenilor, aparține apelor comunității. Suntem, am fost în litigiu cu apele române. Oamenii sunt posesori, sunt detentori. A aparținut oamenilor de primăriei Onești și jumătate din suprafață a aparținut oamenilor din Slobozia, jumătate celor din comuna Helegiu. Deci la Helegiu oamenii au posesia, să știți. Pentru Onești au posesia, dar proprietatea este a statului român. Nu a primării. Da, dar potrivit legilor în vigoare la momentul respectiv amintite și de domnul Costel Obrintenski,
acolo unde nu au existat titluri de proprietate sau au revenit unităților administrative teritoriale. După ce am întabulat și am atestat noi la domeniul privat, au venit cei de la APR Române și mi-a spus că, de fapt, era în administrarea lor. În domeniul public al statului și administrarea lor. Păi, și nu se știa asta? Nu. Nu se știa și din punctul meu de vedere cred că este o eroare judiciară, pentru că documentul pe care l-au invocat ca fiind proprietatea statului român nu indică în mod clar și corect că acolo se află terenul se află în cuva fostului lac Bărci. Nu faci obiectul discuției, am făcut doar o paranteză. Și am o da. Explicație ca da. O explicație la paranteză, o paranteză pătrată. Da. Inventarea se face, eu știu, organizat, funcție de specificul corpului de proprietate inventariat. În momentul de față, inventariem terenurile pentru care se pot constitui rezerve în vederea dezvoltărilor la media 160. Pe amplasament sunt 170 de cereri care mai sunt de rezolvat. Corpurile de proprietate identificate și propuse a se atesta la domeniul privat nu sunt revendicate. Reprezintă trupuri compacte, iar unul, în special din acesta, a fost în folosința Electrocentrale București, care este în procedură de restrângere de activitate de pe orașul nostru, iar terenul rămâne degrevat de sarcini și trebuie atestat la domeniul privat. Să știți că nu mi-a răspuns la nicio întrebare. Există cereri de concesionare sau solicitări în acest sens de concesionare acestor suprafețe? Amplasamentele propuse spre validare, nu. Nu. Și le-ați descoperit așa, pe bucăți. De ce nu așteptăm să se termine reevaluarea patrimoniului domeniului privat? Că mai facem și luna viitoare, mai găsiți trei și poate peste două luni încă trei. Cu siguranță vor. Și de ce nu așteptăm să le facem la sfârșit? O să vă răspund eu. Toate aceste terenuri sunt ocupate la momentul actual. Urmează ca în perioada imediat următoare să existe o serie de operațiuni. De cine sunt ocupate? O să vă răspund nominal. Terenul de pe strada Perchiului este de Biserica Pentecostală, pentru care există solicitare de transmitere a dreptului de proprietate potrivit legii și probabil în una din ședințele următoare va trebui, vom veni cu un proiect. Sau se va veni cu un proiect pentru a putea transmite, mai întâi trebuie să-l atestăm la domeniul privat, îl întabulăm, după care venim în fața dumneavoastră și măsura în care veți fi de acord, se va emite o hotărâre de transmiterea dreptului de proprietate. Transmiterea dreptului de proprietate? Da. Către biserică? Da. Privat? Legii. Da. Așa, și celălalt? Proprietate. Pentru terenul din strada Fântânerii, ceea ce a spus este ocupat de, a fost și se află în folosința electromontajului. Acolo există și o clădire, vreo 10-12 camere pe care dumnealor intenționează să o doneze municipalității. Urmează și aici să intabulăm, să facem cadastru, dumnealor să facă actele notariale de donație și vom veni în fața Consiliului Local cu o hotărâre de acceptare a donației, în măsura în care veți fi. Vedem ulterior ce destinație va primi acel imobil. Noi am fost în teren împreună cu domnul primar, l-am văzut. Terenul din strada Casei de Apă sunt două case de locuit vândute de societatea Apă Canal, dar terenul nou și titlul de proprietate pe teren, cei care au cumpărat acea casă, acele case, sunt două case, solicită dreptul de concesiune sau închiriere. Știm că concesiunea nu mai poate fi în domeniul privat decât în domeniul public. În domeniul privat se va proceda probabil la închiriere. După intabulare și terminarea evaluărilor pe terenuri, pe zone, probabil vom veni în fața dumneavoastră cu un proiect de închiriere. Pentru terenul din calea Mărășești, poate colegul nostru... Este ocupat de locuințele sociale ce au aparținut fabricii de cherestea. Locuințele au fost cumpărate fără
în anii 90 fără teren, pentru a se intra în legalitate, trebuie atestat la domeniul privat spre a fi a putea fi cumpărat. Deci, așa cum am spus, urmează, acestea sunt niște elemente care sunt, după care vor urma câteva proceduri juridice inclusiv hotărâri de Consiliul Local. De asta le aprobăm. Deci nu sunt încă libere și nu am înțeles cum puteți transmite proprietatea privată. Asta n-am înțeles cum o puteți transmite dumneavoastră. Noi. Domnul secretar, se transferă? Puteți să o transferați? Proprietatea privată a municipiului? Da. Inclusiv proprietate, inclusiv închiriere, inclusiv... Concesionare, închiriere? Nu, fără concesionare, pardon. Proprietatea privată a unității administrative teritoriale nu mai poate fi concesionată. Închiriată. Domnul primar, vă rog. Pentru cele două situații, casa de apă, unde sunt cele două case și care Mărășești, unde sunt mai multe case pe un teren și aparține primăriei municipiului Ionești, noi de ani de zile, ca și UAT, nu avem niciun beneficiu economic. Adică casele acelea, acei proprietari, nu plătesc nimic. Nici concesiune, nici închiriere. De asta e graba asta. Pentru că stau în niște case care sunt construite pe domeniul public al municipiului Ionești fără să plătească nimic. În cele două cazuri, mă refer la casa de apă și la Calea Mărășești. În cazul terenului ce se află în zona industrială lângă termocentrale Borzești, este un teren care aparține primăriei municipiului Ionești, pe care a fost organizarea de șantier și dormitoare și depozit de materiale la electromontaj, cred că, să nu fac electromontaj. Își restrângă activitatea de pe raza municipiului Ionești și sunt niște clădiri care ne pot intra în posesie și le putem folosi după ce, bineînțeles, se fac și reparațiile ele în diverse scopuri. Fie că adăpost de noapte pentru acele persoane care nu au adăpost și așa mai departe în perioada rece. Deci sunt niște intenții, zic eu, bune și corecte, principiale, pe care, cu care venim în fața dumneavoastră. Iar vis-a-vis de concesiuni, nici cum nu se pot concesiona, pentru că știm că concesiunile în acest moment nu se pot face vis-a-vis de domeniul public, ci doar de cel privat. Vă mulțumesc. Domnul consilier Panfil. Am să dau un răspuns ca Radio Erevan, știți? Da, este adevărat. Dar nu este vorba despre evaluare, este vorba despre inventarierea terenurilor din domeniul public și privat. Și ca să fac o inventariere a domeniului public și privat, trebuie întâi să atest dreptul de proprietate la domeniul public și privat ca să am ce inventaria. Deci în situația în care nu voi atesta aceste terenuri, n-am cum să le inventariez. Mulțumesc. Da. Deci este o inventariere parțială, doar asupra patru suprafețe. Despre asta este vorba. Căreia îi urmează o evaluare. Pentru că ele trebuie în patrimoniu și cu valoarea. Nu e vorba de... Acum noi nu inventariem, doamna consilier. Noi acum atestăm la domeniul public și privat, exact, ca să am ce inventarie. Inventarierea va fi pe tot ce se află pe raza UAT Ionești. Da? Probabil că vom mai găsi până când se definitivează inventarierea. Foarte. Da, deci toate sunt solicitate, practic. Nu. Și au probleme. Nu. Cele solicitate și cu probleme ajung mult mai ușor în atenția autorității locale. Pentru că vine cineva și semnalează. Dom'le, vedeți că eu terenul ăla pe care electrica, da, l-a predat. Atunci automat intră în atenția noastră. Dar să știți că mai sunt și care nu sunt cu probleme și mai trebuie inventariate. Că e suprafața, domnul Blintescu, avem o suprafață de câte hectare avem de testat? De inventariu? Cât are orașul? Hectare? 23.000 de hectare. Eu sunt convins că sunt mai mult de două locuințe. Sunt mai mult de două locuințe construite în municipiul Ionești care nu plătesc niciun fel de impozit. Și noi suntem convinși. Păi haideți să le facem le bucate, nu bucăție, voi așa. Da. Eu cred că e un subiectivism aici. Da. Da. Eu vreau să clarific niște chestiuni tehnice. Să pun votul dumneavoastră, da. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Una, două, trei abțineri, da? Da. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Ionești. Aveți cuvântul, domnule primar. Mulțumesc.
Prin prezentul proiect de hotărâre propun completarea și modificarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ionești, deoarece s-a constatat lipsa unor imobile de interes public local din inventarul patrimoniului municipiului Ionești, precum și faptul că la efectuarea măsurătorilor topografice de precizie au apărut diferențe între situația reală a unor imobile față de situația menționată în inventar. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate. Domnule și domnul profesor, proprietățile apare diversificat și nuanțat nu numai în funcție de natura bunurilor ca obiect al apropierii, ci și de scopul și modul utilizării lor, precum și calitatea cultivatelor. Tratamentul juridic al proprietății este conceput în conformitate cu realitatea social-economică și juridică. Proprietatea apare ca una dintre cele mai mobile instituții ale dreptului și în același timp ca instituție fundamentală. Conform deciziei numărul 24 din 03-08-2017 a Curții de Conturi cu privire la inventarierea și reevaluarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, se impune să se asigure identificarea prin inventariere a tuturor bunurilor aparținând domeniului public și privat, clădiri și terenuri, întabularea și evaluarea acestor. Reactualizarea inventarului este justificată de este. Înainte se poate pentru începările anterioare. Necesitatea abrogării unor poziții, constatarea unor inadvertențe în inventar, reevaluarea unor construcții și terenuri, schimbarea dreptului de administrare a unor bunuri, necesitatea atestării apartenenței unor imobile la domeniul public, precum și modificarea în structura domeniului public al unității administrativ-teritoriale. Totodată, modificările aduse inventarului sunt necesare în vederea eliminării neconcordanțelor apărute între caracteristicile tehnice ale imobililor atestate prin hotărâre a Guvernului și cele rezultate în urma realizării documentațiilor cadastrale ce au stat la baza întablării drepturilor de proprietate asupra imobililor și tablarea lor în cartea funciară. Analizând HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și HG 1347 al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunilor din județul Bacău, s-a constatat faptul că nu fac parte din domeniul public al statului, nici din domeniul public al municipiului Ionești, imobilele situate în intragran, cuprinse în anexa 1 la prezentul raport. Ținând cont de criteriile reieșite din legea numărul 2013/98 pentru delimitarea domeniului de interes național față de cel local, folosința în interes în interesul în care este utilizat imobilul, în mod indubitabil, acesta este de interes local. Având în vedere faptul că imobilele cuprinse în anexa 1 la prezentul raport se află în circuitul civil, conform prevederilor legale în vigoare, compartimentul cadastru propun atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești a imobililor situate din Trazlan, conform anexei 1 la prezentul raport. Modificarea punctul 2. Modificarea hotărârii Consiliului Local 39/99 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce au alcătuit domeniul public al municipiului Ionești, atestat prin hotărârea Guvernului 1347/2001, anexa 3, și a hotărârii Consiliului Local numărul 41/2003 privind modificarea și completarea inventarului public pentru bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ionești, în vederea întablării acestora. Se propune modificarea pentru un număr de 26 de poziții, care sunt detaliate în referat. Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu articolul 36 alineatul din legea 1891 a Comunității, ale articolului 4 și articolului 5, alineatul 2 din legea 213/98, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale articolului 36, alineatul 2, litera C, ale articolului 21, alineatul 1 și alineatul 2, precum și articolul 45, alineatul 3 din legea 215, privind administrarea publică locală, cu modificările și
și completările ulterioare publicate, propune în Consiliul Local să adopte prezentul proiect de hotărâre. Dar mai avem un raport aici? Comisia 2, favorabil. Nu, mai avem un raport la de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, și anume legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, legea 82/1992 a contabilității și decizia numărul 24/3/8/2017 a Curții de Conturi cu privire la inventarierea și reevaluarea patrimoniului public și privat al statului și a unităților administrative teritoriale, se impune să se asigure identificare prin inventariere a tuturor bunurilor aparținând domeniului public și privat, clădiri și terenuri, și înregistrarea acestora în evidențele contabile ale unității administrative teritoriale. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să decideți în consecință. La partea de comisiilor. Comisia 1 a avis favorabil și 2. Dacă sunt discuții, că mai avem proiectul. Dacă nu sunt discuții, să pun votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. Aveți cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Având în vedere că în prezent componența Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești nu mai este de actualitate, se impune actualizarea componenței acestei comisii în acord cu prevederile anexei la hotărârea de guvern numărul 548 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilor, în sensul că se înlocuiește doamna economist Ghiba Doina, șef serviciu cu ce contabilitate, cu domnul director al Direcției Economice Financiare, economist Daniel Trângeanu. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate. Potrivit legii numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și în temeiul articolului 36 aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, având în vedere că în prezent componența Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local 131 din 27/9/2017, nu mai este de actualitate, se impune actualizarea componenței acestei comisii în acord cu prevederile anexei la HG 548 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilor. După cum urmează, componența Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești, președinte, primar al municipiului Onești, domnul inginer Nicolae Ignatiuc, secretar al municipiului Onești, domnul consilier juridic Daniel Spânu, membri, director executiv, economist Daniel Tărângeanu, arhitect șef al Direcției de Urbanism, domnul arhitect Dan Răzvan Alexandru, director al Direcției Administrației Publice, doamna consilier juridic Laura Romedea. Față de cele arătate, apreciem că proiectul de hotărâre împlinește condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, drept pentru care propunem Consiliul Local aprobarea sa în forma prezentată de inițiator. Raportul comisiei? Disfavorabilitatea comisiei. Dacă sunt discuții, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de acte adiționale la protocoalele de predare-primire ale unor bunuri către unitățile de învățământ din municipiul Onești. Aveți cuvântul, domnule primar. Ca urmare a deciziei Camerei de Conturi a județului Bacău numărul 34/2017, autoritățile locale trebuie să reglementeze darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Onești și terenurile aferente clădirilor proprietate publică a municipiului Onești în care acestea își desfășoară activitatea. Predarea primirea imobililor teren din proprietatea publică a municipiului Onești se face pe baza de acte adiționale la protocoalele de predare-primire ce au fost încheiate în urma adoptării hotărârii de Consiliul Local numărul 3/2012 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică a clădirilor proprietate publică a municipiului Onești în care acestea își desfășoară activitatea. Vă mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate. Compartimentul de Specialitate. Compartimentul. Compartimentul. În vedere, prevederea articolului 113
al 2 din Legea Educației Naționale, potrivit cărora terenurile și clădirile unităților de învățământ fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Față de prevederile articolului 867 alineatul 1 Cod Civil, potrivit cărora dreptul de administrare se atribuie prin hotărârea Guvernului, a Consiliului Județean sau după caz a Consiliului Local, autoritățile prevăzute la alineatul 1 controlează modul de exercitare a dreptului de administrare. În prezentul proiect de hotărâre se supune dezbaterea darea în administrarea unităților de învățământ a terenurilor aferente clădirilor. De asemenea, se propune încheierea unui act adițional la protocoale de predare primire, imobilele care urmează să fie predate unităților de învățământ fiind identificate în anexa 1, ce face parte din prezenta hotărâre. Față de cele arătate, urmează să deliberați. Comisiile de specialitate. Desfavorabil, Comisia 1. M-am pronunțat favorabil. Comisia 4. Discuții? Votul? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărie a municipiului Onești, aprobat prin hotărârea 133 din 13 decembrie 2012, inițiator domnul primar Natiu Nicolae și domnul consilier Panfil Giru Ionuț. Domnul Panfil. Dați-mi voie să citesc cu expunerea din motive. Având în vedere necesitatea adoptării unor reglementări actuale privind activitățile de gospodărire a localității, de respectare a normelor de igienă, având în vedere și factorii de risc cauzați de circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor în zone improprii, este necesară luarea unor măsuri pentru prevenirea acestor abateri de la normele legale. La nivelul municipiului Onești a fost înființată poliția locală, compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea faptelor contravenționale și eventuala infracțiunilor în interesul comunității locale. Prezentul proiect de hotărâre este necesar pentru a lua o serie de măsuri concrete de combatere a faptelor contravenționale, pornind și de la faptul că prin legea Poliției Locale numărul 155/2010 au fost stabilite atribuțiile Poliției Locale în domeniul circulației rutiere. Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Onești, prin stabilirea unor contravenții pentru oprirea sau staționarea în spații aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești, neamenajate, staționarea vehiculelor de transport marfă, autovehiculelor de călători, tractoare, remorci, în parcări pentru autoturisme, aici observați chestia, greșeală, expunerea spre vânzare autovehiculelor în spații neamenajate, precum și staționarea în zona pieții, peste timpul necesar, operațiunilor de distribuire a mărfii. Totodată se impune introducerea ca măsură contravențională complementară, ce se aplică în domeniul circulației pe drumurile publice, a măsurii de imobilizare a vehiculului implicat în contravenții. În domeniul normelor de conviețuire socială, ce trebuie respectate, se circumscrie și obligația deținătorilor de animale, de curățare a domeniului public, aspect ce reflectă gradul de civilizație a comunității. Încălcarea acestor norme, care creează riscuri pentru sănătatea publică, se va sancționa cu amendă contravențională. În vederea protejării locuitorilor orașului și a bunurilor acestora, este necesară sancționarea persoanelor fizice ce lasă libere animale domestice pe domeniul public sau privat al municipiului Onești. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Ca să concluzionez un pic, suntem unul dintre puținele municipii din România care nu are stabilit cadrul legal pentru aceste chestiuni, care în secolul 21 sunt elementare. Suntem unul dintre puține municipii pe teritoriul căruia sunt parcate camioane de tonaj 40-50 de tone. Varianta este plină de camioane, fiecare parchează unde dorește și vreau să vă spun că personal mi s-a întâmplat, dintre două camioane pe variantă mi-au sărit doi copii în față, n-ai cum să-i vezi. Adică sunt chestiuni care nu țin numai de conviețuire socială, ci de pericol social. Știți cu toții că sunt animale domestice care pas liniștite prin oraș. Cai, vaci. Trebuie luate măsuri. Pe lângă măsura amenzii, evident, poliția locală va avea în vedere și măsura complementară a confiscării acestor animale, pentru că știți foarte bine că cetățenii din zona Conțului nu prea plătesc amenzi. Dar dacă află că li s-a
adică să confiscă calul sau vaca, care să suie cu picioarele pe capota la mașină, atunci va avea grijă. Mulți o să spună că cuantumul amenzilor este foarte mare. Noi nu urmărim să încasăm acești bani la Consiliul Local, urmărim ca prin măsurile coercitive pe care le vom face publice, să înțeleagă oamenii că trebuie să intrăm într-un cadru normal. Mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului, municipiului. De asemenea, conform articolului 6 al legii din ordonanța din 21/2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale, cetățenii au obligația să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri, clădiri, în celelalte locuri publice, precum și mijloacele de transport în comun. Față de obiectul de reglementare a prezentului proiect, apreciem că prevederile legale se circumscriu obiectului de reglementare și sancțiunilor prevăzute de inițiator, în ceea ce privește cuantumul sancțiunilor contravenționare propuse în proiectul supus dezbatere, arătăm că acesta intră în marja de apreciere a inițiatorilor, care împreună cu autoritatea deliberativă pot și au ca atribut dimensionarea acestora cu raportare la valoarea socială încălcată. Față de cele arătate, urmează să deliberați. Raportul comisiilor? Cu majoritatea de voturi a disfavorabil din partea comisiei. A venit târziu, nu ne-am pronunțat. Discuții? Doamna. Nu, lăsăm la o parte utilitatea acestui proiect, care este binevenit. Noi n-am primit acest proiect. Adică noi suntem puși astăzi în situația, deci de la noi, n-a văzut nimeni acest proiect. Cu excepția domnului Florian, care l-a văzut ieri la domnul secretar când s-a întâlnit discuțiile din comisie. Deci este inadmisibil să fim puși în fața unui proiect. Acolo consistență este destul de... adică necesita un piculeț de timp pentru a fi lecturat. Poate suporta amendamente, poate suporta completări. Din punctul meu de vedere, nu e normal să avem astăzi, pe ordinea de zi, un proiect care să nu fi fost comunicat deloc sau să fi fost comunicat cum l-au primit alte persoane la ora 16:33. Deci, pentru toate persoanele care... ora de comunicare a fost 16:33, domnul secretar. Deci nu mai repede de 16:33 în condițiile în care avem ședință ordinară de Consiliul Local, nu extraordinară. O să fiu atent de viitor când o să veniți. Da, mă refer în general să completați ordinea ședinței cu câte un proiect. Dar puneți-vă în locul nostru, domnul Tinoa. Mă pun în locul tuturor, nu numai al dumneavoastră. Când ați venit să completăm cu câte un proiect ordinea de zi și am fost de acord. De acum o să am aceeași atitudine vis-a-vis de toată lumea. Nu, o să dau eu niște explicații tehnice. Colegii are dreptate, colega. Eu cred că există explicații tehnice. Da. Nu, e bine să știți. Că este greu să putem vota asta la momentul acesta pe un proiect pe care ulterior poate fi modificat. Da. Da, e o discuție dacă îl băgăm pe transparență decizională sau nu. Și într-un final, pentru că așa am zis, aduceți aminte, acum la ședința trecută am spus că lucrăm la acest regulament, având în vedere că erau doar 7 contravenții pe care le... De practic e o modificare, nu este un proiect nou. Nu este un proiect. Pe de altă parte, aveți perfectă dreptate, proiectele trebuie transmise la timp și mai riguros. Dar trebuie să aveți în vedere că nu sunt decât 7 contravenții pe care le putem și citi. De asta, mă rog, la quantum, mă refer. Probabil că la quantum era o discuție. De faptul că materialele sunt transmise cu... Da. Foarte puțin timp înainte de ședință. Aici este și culpa mea, pentru că și mi-o asum, pentru că... Și, e culpa dumneavoastră. Da, este culpa mea. Ei, dar faptul că s-a transmis la 17:33 n-am mai transmis eu, adică este parțial. Deci l-ați spitează dumneavoastră. La 16:34, ca să nu... 16:34, da. La 16:33, înseamnă că am primit înainte de a trimite dumneavoastră. Da, aveți realitate. Nu e ceasul de la calcul. Pentru începutul alfabetului. Da. Dar dacă mai se discuții, dar nu vă zic. Da, sunt doar 7 contravenții. Nu, modificate. 7 contravenții care completează acest regulament. Da. Și de aici am ajuns la concluzia că totuși nu ar trebui pus pe transparență, pentru că nu e un proiect nou, ca să spunem că trebuie supus consultării publice. Să nu uităm că deja sunt
foarte multe atribuții și sunt doar 4 polițiști, dacă e să fim obiectivi, care vor trebui să sancționeze vreo câteva zeci de fapte și trebuie să fim realiști, pentru că unele sunt sancționate de DSP, altele de DSP, alte de poliție, deci cred că sunt oarecum acoperite. Aceeași situație a fost la Comisia Juridică, nu era primit în momentul în care ne-am întâlnit acest raport. Deci, acest proiect. Da, să aveți în vedere că aceste 7 contravenții care nu sunt acoperite de nimic, pentru că sunt atribute autorității locale. Ei, până acum nu au fost prejudice, pentru că nu aveți ce să le aplici. Dar puteți să le citiți? Da, cu mare drag. Cu mare drag. Dacă nu le aveți în față, evident. Oprirea staționarea autovehiculelor, remorcilor sau vehiculelor cu tracțiune animală pe zone verzi sau pe scoară. Ordinul 195 nu prevede pe zone verzi și pe scoară. Nu o să vedeți poliția municipală că face pentru persoane fizice de la 700 la 1200 de lei, pentru persoane juridice de la 900 la 1500 de lei. Staționarea vehiculelor sau autovehiculelor pentru transport marfă cu masa totală autorizată de peste 5 tone, autovehiculelor pentru transport călător de peste 8 plus 1 locuri, cât și a tractoarelor, remorcilor și a tuturor utilajelor agricole pe carosabil, pe domeniul public sau privat al municipiului Onești. Aici nu văd, ba da. 700-1500 persoane fizice, 1000-2000 persoane juridice. Expunerea spre vânzare autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Onești. Expunerea spre vânzare se poate face doar în spațiile amenajate, da? Am pus în paranteză. Târguri, auto sau showroom-uri, pentru persoane fizice de la 500 la 1000 de lei, pentru persoane juridice de la 700 la 1500 de lei. Aici mergem în zona pieței, unde sunt probleme de foarte mult timp și sunt o grămadă de reclamații pe zona aia. Staționarea autovehiculului de aprovizionare marfă pe locurile de parcare aferente pieței agroalimentare Onești, cu depășirea timpului necesar al operațiunilor de distribuire, este o greșeală aici, a mărfurilor, da, cu depășirea timpului de 30 de minute de staționare. Am lăsat celor care vin cu mașini de marfă, domnule, jumătate de oră să-și desfășoare activitatea. De la 1000 la 2000 de lei pentru persoane fizice, 1500-2500 persoane juridice. O să vedeți că într-un termen mai mult decât rezonabil nu vor mai fi mașini de marfă acolo, pentru că oamenii vor înțelege că neridicarea de către persoane. Aici avem o problemă cu câinii cu stăpân, nu fără stăpân. Da? Pentru că nu există această educație la Onești și trebuie instituită. Neridicarea de către persoane fizice, deținătoare de animale, a dejecțiilor produse de acestea, pe domeniul public sau în spațiile publice, ori în horurile sau căile de acces ale spațiilor locative, amendă una mai simbolică de la 100 la 200 de lei. Facem educație. Și ajungem și la problema cu caii de pe domeniul public. Lăsarea liberă de către persoanele fizice pe domeniul public sau privat al municipiului Onești animalelor domestice, pentru că sălbatice nu e cazul, de la 500 la 1000 de lei. Despre asta este vorba. Erau niște contravenții care nu existau în acest regulament și din punctul meu de vedere, chiar dacă multe din ele par hilare, sunt lucruri cu care ne confruntăm în comunitate și cred că trebuie să intrăm într-un cadru de normalitate. Ce înseamnă expunerea spre vânzare a mașinii? Adică un om are o mașină și își pune un afiș de vânzare, înseamnă pe domeniul public, da. Chiar dacă o parchează în fața blocului, chiar dacă o parchează, eu știu, sau pe locul de parcare. Sau pe locul de parcare. Dacă e pe locul de parcare, nu cred că va aplica poliția locală, pentru că... Dar se parchează la piață, asta înseamnă expunerea spre vânzare? La noi blocul de parcare. Nu, eu vă întreb, ca să oamenii da, știe ce înseamnă. Da, e posibil să fie sub incidența acestei legi. Vă aduc aminte că la jos, în zona Penii, a avut loc acea avarie la Raja. Știți? Era plin de mașini, toate erau expuse spre vânzare. A durat o grămadă de timp ca Raja să identifice proprietarii și să poată face intervenția acolo. Că să vă dați seama, să și scufundau, să se întâmplau la mașini care staționează tot timpul într-un loc. Da. Sunt locuri în oraș. Care se merge prin oraș și își face treaba. Dacă merge prin oraș, nu este lucru. Eu asta vă întreb, ca să nu fie o confuzie. Da, în mod normal, acel cetățean ar trebui să-și ia afișul pentru că desfășoară o activitate comercială în public. Da. Domnul Costel Bernard.
Știți bine că astăzi sau zilele acestea vor fi de papii desfătut în guvern și în parlament. Exact o chestie legată de cuantum amenzilor. Eu cred că sunt amenzile foarte mari și nu sunt corelate cu venitul minim al fiecăruia. Vă dați seama, unii necăjite, dai 10 milioane de lei amenzi, dai terminat. Să-i zic, în vedere și acest lucru. Sunt foarte mari. Extraordinar de mari. Cine stabilește că amenda e simbolică sau nu simbolică? M-a spus dumneavoastră, domnule, noi numai așa îi amenințăm. Cine? Polițistul local. Nu, polițistul agentul local. Agentul constatator, ca atenție. Polițistul local trebuie să aplice exact ceea ce spune Consiliul Local. Nu simbolic sau nu simbolic. Deci cred eu că alea ar trebui reduse cu 60%. Toate, de la cap-coadă. Mulțumesc. Crește salariile. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu supun votului dumneavoastră. Acum, dacă îmi permiteți o secundă. Raportat la ce zice domnul Lemnaru. Aș face un amendament. În sensul că să introducem sau avertisment la toate. Pentru că o perioadă de 2-3 luni putem să mergem și să zicem, domnule, vezi că dacă se mai întâmplă, a doua oară o primești pe aia mare. Eu zic că e rezonabilă treaba asta. La fiecare dintre amenzi, da? Sau avertisment. Mă rog, de la ordonanța 2 vine și spune că e scop. Aveți o problemă aici. Nu, 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 nu. Oricum eu cred că o perioadă de câteva luni va trebui implementat și făcută prevenire. Ați văzut, știți cum e cu legea prevenției. Aveți o problemă aici. Din păcate sau din fericire, nu sunteți singurul inițiator al acestui proiect. Nu e de răsăi de plasă. Domnul primar, eu am făcut un amendament. Acum dacă vi-l însușiți, bine, dacă nu, nu. Și nu vă deziceți încă o dată, ascultați de domnul Lemnaru, ceea ce nu e rău. E un lucru bun de data asta. Încă la alte dăți, dar am participat eu la ce sfatul v-am mai dat. Haideți ca să fiu și eu de acord, să fim așa un trio vesel, că în general, când trebuie să faci ordine și disciplină, cu măsuri din acestea social-democrate pe care le împărtășesc din plin, nu o faci. Cu mângâiatul pe cap, nu iei pe cei care își expun mașinile acolo la vânzare. Și nici nu sunt de localitate. Și, exact, asta vreau să vă spun. Marea majoritate, nu vă spun din ce comunism, sunt să nu se supere nimeni din sală. Dar glumesc, nu. Dar haideți să-mi însușesc și eu amendamentul. Am făcut așa o paralelă ca să ne mai descriți în frunții de puțin. Ca să ne dea domnul secretar, acum punct de vedere, pe legalitate. Stați puțin, că nu prea se pupă cu avertismentul. Cuantumul amenzii trebuie de la un leu la atât. Că polițistul local îl... Păi de avertisment merge la UG2? Eu de asta deci supun votului dumneavoastră fără mergem pe minim. Cine este pentru? Nu facem această precizare pentru că organul constatator, agentul constatator va merge la legea, la ordonanța 2 pe 2001 și atunci poate să aplice avertismentul. Eu am zis să trecem expres ca să nu existe discuții. Dar va aplica avertismentul în baza UG2. Da. Cu atât rămâne așa, da. Revenim. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Renar. Trecem la punctul 18 al domnul Lazar și cu domnul Renar. Punctul 18 al ordinii de zi, raportul de activitate al administratorului special al SECE Termon CTSA pentru luna iulie, august și septembrie 2017. Dar nu cred că trebuie să mai citim, îl aveți fiecare dintre dumneavoastră, nu? Și nu are rost să-l citim în plenă. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții. Pe marginea raportului. Păi nu, îi mai dau citire, fiecare l-ați primit. Dacă aveți obiecțiuni, dacă aveți ceva de constatat. Nu mai se supune votul. Doar să ceva cunoștință. Dacă nu sunt obiecțiuni, trecem la punctul 19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 89 din 26 noiembrie 2010 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Onești, la concursurile și competițiile sportive naționale, balcanice, europene
mondiale și olimpice. Aveți cuvântul, domnul primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 89 din 16-11-2010 s-a aprobat finanțarea de la bugetul local a sumelor necesare premierii sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Onești pentru rezultatele obținute la concursurile și competițiile sportive naționale, balcanice, europene, mondiale și olimpice. Prin prezentul proiect propune recompensarea cu premii și a conducătorilor cluburilor sportive la care sunt legitimați sportivii, astfel încât acesta poate primi un premiu de până la 25% din totalul sumei alocate, acordarea cuantumului premiilor antrenorilor sportivului medaliat și a conducătorilor de cluburi se va stabili de către primarul municipiului Onești în limita sumelor prevăzute la bugetul local cu această destinație. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Având în vedere prevederile următoarelor acte normative, legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, legea 69/2000 a educației fizice și sportului, prin anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 30/3/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești și având în vedere organizarea Galei Sportului Oneștean 2017, se impune modificarea articolului 2 la HCL 89 din 16-11-2010, după cum urmează. Articolul 2, aliniatul 1. Se pot acorda premii pentru antrenorii sportivilor care au obținut performanțe sportive la concursurile și competițiile sportive naționale, balcanice, europene, mondiale și olimpice, în cuantum de până la 50% din premiile acordate sportivilor. Aliniatul 2. Conducătorul clubului sportiv poate primi un premiu de până la 25% din totalul sumei alocate. Aliniatul 3. Acordarea cuantumului premiilor prevăzute la articolul 2 și 3 se stabilesc de către primarul municipiului Onești în limita sumelor prevăzute la bugetul local pentru astfel de acțiuni. Față de cele menționate, vă rog să analizați și decideți în consecință. Comisia de specialitate. Comisia 1 a disfavorabil. Dacă sunt discuții, domnul primar, doamna Bătic, mai e cineva? Nu, eu doar vreau să fac o precizare că la primăria Bacău s-a identificat o soluție juridică și au fost premiați și elevii. Poate pe viitor, nu știu, găsim și noi soluția juridică să premiem și... Dar nu știu la ce vă referiți, care elevi? La gala învățământului. Păi nu vorbim de lucruri diferite. Vorbim de gala sportului. Am înțeles, vorbim, s-au găsit bani pentru premierea sportivilor care au participat la competiții. Da. Da, și am spus că sper că pe viitor să se găsească o soluție să fie premiat și elevii. Cu referință la rezultate, la olimpiade naționale, la discipline de învățământ, de educație. Da, da. S-au găsit soluții în multe primării din țară, dar în mod sigur vor fi impătate de Curtea de Conturi, pentru că nu sunt respectate prevederile ordonanței. Așa spune ordonanța. Să știți că sunt primul interesat de găsirea unei soluții în acest sens. Și sunt primul și criticat că până în acest moment nu s-au premiat copiii ce au obținut rezultate la olimpiadele naționale și se pot premia cei cu rezultate la olimpiadele internaționale, ca să vedeți și hilară este legea asta. În consecință de cauză, până în momentul de față, în consultările pe care le-am avut cu colegii din aparatul de specialitate, nu există temei legale. Bineînțeles că am avut și o altă abordare legată de posibilitatea ca unei agenții economici din municipiul Onești să se angajeze în acest sens. Mesajele nu sunt cele care mă încurajează să continui pe linia asta. Dar revenim la gala sportului. Înainte de a și vota, vă invit în numele sportivilor care au obținut rezultate cu totul deosebite să faceți, să fiți prezenți la gala ce va fi organizată în ziua de 27, începând cu orele 17, la cinematograful Capitol. În acest sens ați primit și invitații scrise. De ce am trimis invitații? Pentru că sala are o capacitate de aproximativ 300 de locuri, cinematograful Capitol. Sunt mai bine de 60 de sportivi premiați, plus antrenori, plus părinți. Bineînțeles, vor și alți tineri sau locuitori ai municipiului Onești și nu numai să participe din alte raționamente, cum ar fi concertul, ce se pregătește după, susținut de un artist care înțeleg că este apreciat. În consecință, am apelat la această, să zic, variantă de lucru, să dăm invitații sportivilor,
profesorilor, părinților și Consiliului Local și ce rămâne să le distribuim, doar restul invitațiilor ce rămân. Fondul de premiere este de 100.000 de lei. Ca să știți, premiile sunt, alocate sau conform unui HL aprobat de către dumneavoastră. Și caracterul de noutate este că vom premia și profesorii, vom premia și directorii de club, pentru că au un mare merit. Și vă spun și de ce. Sunt foarte multe cluburi în țară cu activități, cu program sportiv sau cu activități sportive care nu au rezultate. Și atunci cum îi încurajez pe acei directori să creeze cadrul propice, favorabil sportivilor să obțină rezultate foarte bune, notabile, la aceste concursuri. Premiile nu sunt mari pentru directori, deci este vorba, nici nu știu dacă e bine și frumos să spun, dar e o sumă care e în jurul salariului minim pe economie, să zic. Deci nu e o sumă care să sperie pe cineva sau să facă pe cineva invidios pe suma primită de către directori. M-aș bucura să văd la această festivitate toți consilierii locali, pentru că banii au fost asigurați prin grija Consiliului Local și nu de către primar. Un rând vă este rezervat, liber. Mi-aș dori ca condițiile în care există cereri foarte multe de la unește să fie prezenți la aceste evenimente. Vă mulțumesc mult! Înțeleg că există o modificare. Am zis o corectură în dreptarea erorii materiale la articolul 2 aliniatul 3, acordarea cuantumului premiilor prevăzute în loc de articolul 2 și 3 este aliniatul 1 și 2. E o greșeală tehnică redactată. Da, supun votului dumneavoastră cu modificare de rigoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere ASC Apă Municipale Sabonești. Domnule primar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propun acest proiect de hotărâre ca urmare a hotărârii numărul 4 din 13.11.2017 a adunării generale extraordinare a acționarilor de la ASC Apă Municipal Onești-SA, prin care s-a stabilit demararea procedurii de dizolvare, lichidare și radiere a ASC Apă Municipal SA Onești, motivat de faptul că societatea nu desfășoară activități economice, iar activitatea de alimentare cu apă și canalizare a fost reglementată în condițiile legii, prin delegarea către operatorul regional Raja SA Constanța. Se impune inițierea procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere a ASC Apă Municipal Onești SA, sub condiția îndeplinirii măsurilor dispuse de Camera de Conturi Bacău cu referire la plățile efectuate din capitalul social al societății. Vă mulțumesc! Raportul Comisiei de Solidaritate. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarele acte normative, articolul 36 aliniatul 4 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, articolul 3 aliniatul 2 și articolul 49 aliniatul 7 din Legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, prin hotărârea numărul 4 din data de 13.11.2017, adunarea generală extraordinară a acționarilor SCA Municipal Onești-SA a hotărât aprobarea demarării procedurii de dizolvare, lichidare și radiere a ASC Apă Canal Municipal SA Onești în modul următor. Se desemnează lichidator cabinet individual de insolvență Munțeanu Alexandru. Lichidatorul va duce la îndeplinire măsura stabilită la punctul 5.4 din decizia Camerei de Conturi Județul Bacău numărul 34 din 3.8.2017, emisă în baza raportului de audit numărul A18/855/1 din 26.6.2017, încheiată în urma acțiunii audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară adăugate Onești. Menționez că această societate nu a funcționat niciodată, serviciile de alimentare cu apă și cele de canalizare fiind asigurate de SC Apă Canal până la delegarea serviciului în regim de urgență către SC DPP Onești-SA. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Raportul Comisiei. Favorabil, Comisia 1. Favorabil. Supun, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la puncte diverse. Dacă sunt persoane care au dedicat probleme,
domnul primar, domnul Panfil, doamna Pascua Povăroi, Elena, mai sunt, domnul Zarzo, partea stângă. Da. Domnul Panfil. Eu vreau să lansez. Vreau să mulțumesc executivului pentru fapta bună făcută la intersecția de la Mal. S-a instalat acolo o cocoașă foarte controversată, într-adevăr, dar care, spre fericirea noastră a locuitorilor de acolo, lucrează. Mașinile reduc, este timp să afluentiza și circulația. Sunt un pic nemulțumiți. Da, noaptea în general, pentru că noaptea... Dar am primit telefoane chiar de la cei proprietari, respectiv domnul Buzdugan, care stă exact acolo, și mi-a zis, domne, e un pic deranjat, da, funcționează. Deci se oprește la prioritate, copiii trec liniștiți, e mai bine decât ne așteptam. Un prim pas și mulțumesc foarte mult. Mulțumim toți locuitorii pentru... Eu oferim un pachet de... Prima măsură. De două. Da, de două. De ce să punem prima polizare? Zic că nu ne e de acord poliția. Rămâne blocat, blocat podul din cauza asta. Ce s-a cinit pe podul ăla? Autobuze nou, cu transportul mai, nu-i greu, nu-i nicio problemă. Mai analizăm. Oricum, o primă măsură s-a luat și-i bună. Da, văd că aveți linie directă așa cu domnul Buzdugan. Nu e un lucru rău, ci vă rog să-i transmiteți următorul mesaj. Pentru că tot am aprobat hotărârea asta de Consiliu privind cuantum oamenilor să nu mai parcheze pe trotuar, că nu mai pun să treacă copiii spre școală, să parcheze în parcare dacă are, dacă nu, să scoată un ban din buzunar și să rezerve un loc de parcare. Că are. Și loc de parcare și bani în buzunar. Da, mergem mai departe. Doamna Pascu, la Bălăraie. Deja s-a aplicat un avertisment. Asta e avertisment. Eu am fost sesizată cu niște probleme legate de luminile stradale pe ile Caragiale și izvorului. Am înțeles că pe străzile astea două nu există deloc lumini de noapte. Dacă se pot lua măsuri, pentru că nu e regulă, e totuși un cartier. Da, tot o problemă de lumină. Mi s-a semnalat blocurile de lângă DPP. Am mai semnalat subiectul ăsta mai de mult. Nu mai spun și de asfalt, bănuiesc că costă mai mult, dar lumina în zona respectivă lasă de dorit și pe strada iar o zonă în care... Da, în special lângă DPP, dacă puteți lua o măsură. A doua, legată de deșeurile de la construcția, de repararea locuințelor. Foarte mulți locatari își fac reparații și rezultă un molos care este depozitat unde este depozitat, în special lângă containere, dar nu este luat de către Lomprest, este luat de către DPP. Ar trebui modificat, dacă este necesar, eu știu, un obiect de activitate a DPP-ul, ca acest molos să-l ia ei. Și ce să facă DPP-ul prin mă întreb? Deci am discutat cu dâns și el l-ar lua și l-ar duce undeva, nu știu exact unde. Ce ia exact unde? Dacă vin cei de la mediu, cine va plăti? Bun, atunci haideți să găsim o soluție la această problemă. Soluția este una. Ca cel care are delegat acest serviciu de ridicare a gunoiului menajer să ridice și acele resturi ce rezultă din modernizarea apartamentului, contracost, punct. Nu prea le iau. Păi contracost, spun. Păi nu le iau, că trebuie să le ia gratis. Da, da, da. Asta cu gratis, e mai social-democratică dumneavoastră. Trebuie stabilit cuantul sau dacă iau... Vă referiți la Rompres, nu? Sigur. Rompres. Deci, cel puțin în zona mea a fost lăsat de aceste resturi și nu cred că au fost luate de un test. Păi nu le iau încă o dată, spus, este corect. Da. Nu se iau pentru că nu se plătește a se lua. Că dacă celor de la Rompest li se plătește acest serviciu, ei ridică. Ba da, vă spun că am avut discuția asta. Și cât ar fi... Este preț pe tonă care este aprobat de către chiar Consiliul Local, Onești. Adică oamenii care își fac reparația, mă rog, constructele, să ai un telefon, să suni și măcar să știi cât au de plătit. O să îi solicit pe cei de la Rompre să purtăm o discuție și o să facem un anunț public în acest sens, pentru că, într-adevăr, sunt situații în care se regăsesc astfel de evenimente, dar sunt izolate.
nu sunt foarte des întâlnite. Și a mai fi o problemă legată de drumul care duce spre Gura Văii. Dacă găsiți o soluție pentru acel pod și zona alăturată podului de asfaltare, este unul destul de rău. Știu. O să fost domnul primar de la Gura Văii. Au fost promisiuni, cel puțin de 3-4 ani încoace. Promisiuni în verbale, da. Verbale din partea administrației locale. Da. Că se poate rezolva, măcar acea zonă nu este destul de deteriorat drum. Având în vedere că foarte mulți locuitori din Onești au case sau, mă rog, au relații în acea zonă și au drumuri în zona acolo, poate găsiți o soluție în special pentru acea zonă a podului, unde se poate restricta. Trebuie să găsim soluții pentru calea Jurului, pentru podul de peste Trotu și am găsit. Trebuie să găsim soluții pentru strada Vasile Alexandrii. Trebuie să găsim soluții pentru strada Eternității. Trebuie să găsim soluții pentru strada Talpău, care trebuie să găsim soluții pentru, pentru Alea Zoo. Și sunt soluții care sunt mai urgente decât, în opinia mea, și mi-asum lucrul ăsta, care sunt mai urgente decât drumul, ieșirea din Onești către Gura Văii. De ce? Pentru că sunt străzi din centrul municipiului Onești care nu au fost niciodată asfaltate. Unul. Le-am prins pe proiect doamna Bordeiaci pentru a fi modernizate cu un program cu finanțare nu de la bugetul local. Rezultatele nu sunt foarte îmbucurătoare și, după cum am spus, prioritatea numărul 1 pe anul 2018, și asta îi rog și pe colegii mei și am rugat și am avut destule ședințe în acest sens, este să pregătim documentele necesare. Proiect în speță pentru modernizare calea Jurului, fie că o vom face pe o finanțare pe PNDL, dacă nu, o vom face pe efort propriu sau pe credit. Este un efort mare pe care trebuie să-l facă comunitatea, dar este impetuos necesar acest efort. A doua prioritate pe 2018 este strada Mihai Bravo. Cum o știu unii, centura din cartierul Mare. Sunt două proiecte care presupun o cheltuială, un efort bugetar foarte consistent. Ulterior trebuie să-i tratăm cu același respect și pe locuitorii din străzile menționate mai devreme, care, atenție, nu au fost niciodată asfaltate decât din municipiul Onești. Și apoi vom vedea ce facem și cu ieșirea din Onești către Gura Văii. Vă spun că și astăzi a fost domnul primar de la Gura Văii la primărie, mă sună săptămânal, îi înțeleg îngrijorarea pe care o și împărtășesc. Este într-adevăr o problemă, dar mult mai urgent, că trebuie să prioritizăm urgențele, mult mai urgente sunt lucrările care vi le-am menționat mai devreme. Cu precizarea că pe termen mediu vom avea o mare problemă pe infrastructură rutieră. Pe termen scurt? Nu lung, pe termen mediu. Hai, scurt, 2-3 ani, hai să zic că nu, dar după aia... Da, în încheiere, ce vă rog frumos. Ședința din decembrie, bănuiesc că nu va fi pe 3 decembrie, ci va fi după 6-7 decembrie, după ramul orașului. Vă invit pe toți, consilierii locali și nu numai, dar în special pe dumneavoastră, ca de 1 decembrie să fim în limita posibilităților împreună la de Ziua Națională a României. Aceeași invitație o să vă fac și pe un alt eveniment din decembrie, foarte important, pentru o comunitate cu o prezență, spun, de câteva mii de oameni, la care vă invit să fiți alături și în acea zi, și anume pe 31 decembrie, seara târziu. De obicei, s-a împământenit ideea că primarul să iasă să transmită un mesaj pentru anul ce urmează. Nu este rău cu acesta, de eu îmi doresc ca să fiți alături la, în momentul când voi adresa un mesaj către oneșteni, pentru că proiectele mari pe care mi le propun nu le pot realiza singur, ci doar cu dumneavoastră. În consecință, sper să fiți și momente importante pentru comunitate tot alături de mine, dacă doriți, bineînțeles. Deci, de 1 decembrie, manifestările culturale-religioase încep la orele 15. Înțeleg că o să reușim să avem și garnizoană militară și fanfare, sper, până la urmă, cu eforturi mari pe care le face prefectura și garnizoana Bacău, pentru că în același timp aceeași fanfare militară și garnizoană trebuie să fie și la Bacău. Urmează, cred, să reușim până atunci aprinderea sau startul la iluminatul festiv și un moment
pe platoul platou din fața Casei de Cultură, un moment mai, să zic, mai relaxant pentru locuitorii municipiului Onești, cu Corina Chiriac și așa mai departe. Eu vă invit să fiți alături de mine și alături de oneșteni la toate aceste evenimente. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă prezența de astăzi.